Inspectoratele pentru situații de urgență din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Bihor vor fi dotate cu echipamente noi în baza unui contract de finanțare europeană semnat ieri de către președintele Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord, FKT-MK. Proiectul presupune achiziționarea 64 de autospeciale pentru intervenții în situații de urgență, ce vor fi repartizate în cele 6 județe care formează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord. Conform spuselor lui FKT-MK, achiziționarea acestor autospeciale vor eficientiza serviciile inspectoratelor, timpul de intervenție care este în prezent de 18 minute pentru mediul urban, respectiv 30 de minute pentru mediul rural, se va înjumătăți. Proiectul se numește îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență din Transilvania de Nord și presupune dotarea cu utilaje de intervenție cu apă și spumă 30, mașini de descarcerare 6, ambulanță de prim ajutor 21, ambulanță de terapie intensivă 3, autospeciale pentru cercetarea chimică și radiație 2, un centru de comandă și control ce va fi amplasat în Maramureș, precum și o autospecială pentru intervenție la accidente colective și salvări urbane. Dintre cele 64 de autospeciale, cele cu apă și spumă vor fi împărțite în mod egal, câte 5 pentru fiecare județ. La Cluj vor mai veni și o mașină de descarcerare, una de cercetare chimică și o autospecială pentru intervenție la accidente colective și salvări urbane, care are în dotare un spital de campanie de urgență cu o capacitate de 40 de locuri.